E pur și simplu îngrozitor. Nici nu știu ce altceva să zic, ce adjectiv să folosesc. N-am văzut nicăieri o asemenea gară a unei capitale care se consideră europeană. Uităm deja că trebuia să plece spre Constanța la 11:30 și în loc să scrie linia de la care pleacă, scrie că are 30 de minute întârziere și nici n-am plecat. Nu văd nimic schimbat față de acum 20 de ani. Nu e nimic altceva făcut și te aștept să mai vină cu ceva modernizări. Călătorii se plâng inclusiv de șobolanii care mișună chiar aici, pe peroane. Nici când ajung efectiv în gară, oamenii nu au parte de o imagine mai primitoare. Sunt întâmpinați de spații comerciale închise și lăsate în paragină. Toate astea în condițiile în care CFR cheltuiește anual 500.000 de euro pentru curățenia din Gara de Nord și din stația Basarab. În ultimul an s-au alocat 50.000 de euro doar pentru igienizarea pereților, înlocuirea geamurilor sparte și reparațiile la acoperiș. Însă pare că s-a întâmplat doar pe hârtie, pentru că, în realitate, acoperișul, de exemplu, este în continuare ruginit și cu sute de cabluri atârnate. Clădirea Gării de Nord a fost inaugurată în 1873 și este monument istoric. În plus, notorietatea acestei clădiri este și mai mare, începând cu anul 1883, căci aici oprește primul tren internațional, Orient Express. În imaginea din stânga este Gara de Nord în anul 1930, iar în dreapta, aceeași gară 93 de ani mai târziu. În afară de culoarea imaginii și de pereții clădirii care s-au degradat peste timp, nu sunt alte diferențe. Recent, o firmă din Maramureș și una din București au câștigat licitația pentru modernizarea gării, dar contractul nu a fost încă semnat din cauza contestațiilor. Ministrul Transporturilor a explicat pentru Euronews ce presupun lucrările pentru renovare, fără să estimeze un moment al începerii acestora. E cea mai mare nod feroviar din țară. Aici vorbim de peroane noi, de linii de cale ferată, de lucruri care sunt lucrări foarte multe și care nu țin doar de clădirea în sine. Deci vreau să fac această precizare. Nu e vorba doar de clădire, ci de tot ceea ce ține reamenajarea acestui nod feroviar. Asta nu înseamnă că va fi dat peste cap programul și activitățile din Gara de Nord. Lucrurile vor fi cât se poate de bine, să spunem, gestionate de colegii de acolo. Teoretic, din momentul semnării contractului, ar urma 9 luni pentru proiectarea lucrărilor și aproape 4 ani pentru execuție. Euronews a încercat să ia legătura cu cele două firme care au câștigat licitația, dar nu ni s-a răspuns la niciunul dintre numerele de telefon afișate pe site-urile firmelor. Pe lângă reabilitarea clădirii, călătorii ar trebui să aibă parte de sisteme noi de ventilație și de încălzire, facilități pentru persoanele cu dizabilități, dar și zone moderne de așteptare.